cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Suntem, ca să spunem așa, pe ultima sută de zile, pe ultimele 10 de zile ale anului. Se apropie 2024 și trebuie să vă mărturisesc sincer că sunt impresionat. E adevărat, mă impresionez mai greu, dar sunt impresionat de activitatea Guvernului României în ultima perioadă. Atât de impresionat cât aproape că am stat să citesc o hotărâre de guvern, lege, ce naiba o fi, oricum e o strategie. Că în România, când vrei să faci un lucru bun și durabil, faci o strategie. Și strategia se cheamă așa, strategia pe termen lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Și foarte important, lung România reducere emisii gaze efect seră, se scrie cu literă mare. Ca să ne dăm seama că se poate face o prescurtare. Atunci când ai implementat-o, pui numai prescurtarea să nu știe lumea despre ce este vorba. Potrivit acestei strategii de o importanță vitală pentru dezvoltarea României, strategia aprobată așa, cum să vă spun eu, pe repede înainte, într-o ședință înainte de 1 decembrie, mai stai și citești toate 100 și ceva de pagini, apar niște lucruri extrem de interesante care ne vor afecta pe fiecare dintre noi. Și lumea știe că eu nu sunt adeptul teoriilor conspiraționiste mondiale. Dar e ciudat că nimeni nu discută despre acest subiect. Nimeni. Au trecut deja zile bune. Și nimeni nu discută despre acest subiect. Nimeni nu le explică ce înseamnă pentru România și mai ales pentru români. Că știți, România înseamnă o țară locuită de cetățeni români. Și alții, da, mă rog, cetățeni români. Ce înseamnă această strategie? Îmi spunea cineva, nu spui cine, că acolo undeva sunt prevăzuți și numărul de kilometri pe care poți să-i faci cu mașina personală. Eu zic să urmăriți ce va apărea în mesagerul în perioada următoare, pentru că sunt niște lucruri extrem de interesante. Vă spun doar cine a elaborat această strategie, un, să-i spunem așa, un grup de gândire al Guvernului României, din oamenii cei mai buni români de viță veche, de la PricewaterhouseCoopers. Ca să nu mai avem discuții. Și care erau asociați cu alții care se cheamă Macedonian, nu știu ce, strategie și alte chestii. Să fim sănătoși, să avem emisii zero și după bănuiesc că am avut unii și după masa de 1 decembrie cu fasole și cu ciolan. Deci să avem emisii zero și să vă mai rețin atenția cu o mare realizare a Guvernului României. Faptul că presa din Austria ne-a scris că ne vom fi primiți în Schengen, dar numai dacă suntem zburători, adică prin aeroporturi. Și toți s-au îmburicat, domnul acela de la interne, cred că Predoiu sau nu mai știu cine e. Aici se vântură, știți cum e, anul generalul și ministru. Sau anul generalii și miniștri. Deci, domnul Predoiu s-a îmburicat, a zis că el nu-i surprins deloc, pentru că na, primul ministru al Austriei, bem un șampanie, o cafea, la sfârșit de an și rezolvăm. A venit domnul Ciolacu și a zis, da, domne, nimeni n-a mai spus că i-au pus trei condiții. Două, măsa, acolo, bani, chestii, controle. Dar a treia este condiția unui grof pentru sclavul slujitorului. Bă, zice, noi suntem de acord să zburați pe Schengen, pe pământ încă nu, dar vă asumați numărul imigranților care au ajuns la noi. Ai noștri patrioți. N-au zis nic. A ieșit amărâtul ăla din Bulgaria care a zis, domnule, este o condiție inacceptabilă. Că ăla e bulgar. Are gâtul gros, la el
e altfel. Da, un pic de demnitate parcă a avut ăla, nu noi. Acestea fiind spuse, ne oprim cu perorațiile de început de săptămână și trecem la subiectul de astăzi. Acum ceva timp am avut o discuție și de pe urma ei a rezultat într-un fel această emisiune în care invitat este comisarul șef Vitalie Josanu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit, sper că nu v-am plictisit cu introducerea. Bine v-am găsit. Nu, era interesant. Da, așa. Și astăzi o să discutăm, sau mă rog, o să încercăm să discutăm, eu cel puțin, dumneavoastră probabil mai mult, despre o problemă care afectează întreaga țară și nu face excepție nici județul Neamț, consumul de droguri. Eu mi-aș dori ca acest lucru să fie discutat cât mai des, nu numai discutat la nivel teoretic, ci și cu rezultate. Dar dumneavoastră, care acum faceți parte, și o să vă rog eu să spuneți exact structura, că eu nu știu exact cum se cheamă, faceți parte dintr-o structură care se ocupă practic de zona școlară, să demarați această discuție despre droguri într-un fel în care să mă incite și pe mine. Bine, atunci am să mă prezint. Sunt, vă rog. Lucrez în cadrul Biroului de Siguranță Școlară. Iar eu trebuie să fac o precizare. Noi cu domnul Josanu ne-am obișnuit de pe vremea când lucra la patrimoniu. Pentru că domnia sa este, pe lângă faptul că e polițist, este doctor în istorie și a scris o lucrare pe care eu o am încă acasă, chiar cu autograf, o lucrare extrem de importantă pentru o zonă care este dincolo de granița României și despre asta poate cu o altă ocazie când vom vorbi despre Basarabia și suferințele ei. Dar acum trebuia să mai spuneți că am sudat și o anumită legătură dintr-o campanie de patriotism aplicat. Da, bine, da. Când am curățat noi niște cazemate. Așa am defrișat niște cazemate, chemând alături de noi și mai multe autorități județene. Eu vreau să avem sfârșit de an liniștit, că cine știe, poate ne scoate doamna Soroceanu la curățarea zăpezii de pe cazematele respective. Zăpadă, nu e nicio. Sau mergem să punem o prelată peste Cetatea Neamțului să nu mai plouă înăuntru. Noi cel puțin am demonstrat că suntem oamenii faptelor. Vă rog. Acum, trecând la partea cealaltă, am să zic că activitatea de prevenire antidrog nu este cumva nouă și pentru noi ca Birou de Siguranță Școlară. Pentru că, hai să zicem așa, după evenimentele de la 2 mai și e vorba de cazul acela Pascu. Da, inclusiv cazul pe care l-am avut la noi Dumbrava. În Piatra Neamț la Dumbrava, practic a trebuit să amplificăm activitățile preventive în acest domeniu și ca urmare să fim implicați și noi cu resursele pe care le avem. Ne-a luat cumva, de ce să zic, nu știu, așa se întâmplă lucrurile astea și zăpada vine pe surprindere, probabil că așa s-a întâmplat și la noi în situația asta. Și în general iarna nu-i ca vara. Și în general iarna nu-i ca vara. Nu am, a trebuit să constat la un moment dat și din multă vreme totuși se spune că noi am cam neglijat zona asta de prevenire. Am neglijat-o extraordinar de mult. Dacă vreți, noi avem cumva sau dezvoltăm de cele mai multe ori strategii reactive. Post factum. S-a întâmplat, a ars o casă, hai să ne gândim după aceea ce măsuri ar fi trebuit să luăm ca să nu mai ardă a doua oară. Dar deja paguba este imensă, este mare. Am să vă zic că, de exemplu, cursul anului trecut, pentru că noi fusesem, eu am fost la o ședință la prefectură când am organizat un soi de comitet, celulă de criză, hai să vedem ce strategii, ce am putea să dezvoltăm noi la nivel de județ. Și domnul prefect întreba, domnule, nu vreau să fie ca la ședințele de partid, unde vorbim mult și plecăm fără soluții. Chiar vreau să găsim ceva soluții. Și atunci
i-am zis, domnul prefect, bun, dar ce soluții vreți să găsim când noi, de exemplu, la agenția antidrog din județeană, avem un singur om. Într-o structură care ar fi trebuit să lucreze cel puțin într-un 4 oameni. Cel puțin 4. Cel puțin. Având în vedere recrudescența acestei probleme. Evident. Și acum nu putem să spunem că persoana care până acum a lucrat acolo nu și-a făcut treaba. Dimpotrivă. Femeia a umblat pe 7 cărere, a umblat peste tot, ca să poată să cuprindă cât mai multe școli în programul ăsta. Dar gândiți-vă că deasupra ei a stat și o birocrație care efectiv a presat în permanent și trebuia cineva să o facă. Și era tot ea. Și atunci noi așteptam la un moment dat să nu se, să nu se întâmplă ce. De exemplu, la structura de crimă organizată din județ avem doar 2 oameni care se ocupă de combaterea drogurilor. Ceea ce este deci 2 plus 1, 3. Da, da. Iar pe partea, deci de asta spun, s-a lucrat foarte puțin în domeniul ăsta de prevenire antidrog și după aceea ne-am trezit la un moment dat că am scăpat lucrurile sub control. Tocmai pentru că nu se pune și practic în orice ține de activitatea pe care o desfășurăm, nu se pune accentul corespunzător pe prevenire. Este adevărat, e o activitate pe care este foarte greu să o cuantifici. Este foarte greu la un moment dat, gata să o vezi acolo, este mai ușor să numeri câte bieți ai făcut la sfârșit de an, adică câte dosare penale ai făcut. Și mult mai greu pe partea cealaltă să vezi efectul muncii tale. Și care se poate vedea într-un an, și doi, zic, în trei. Da, să știți că exact lucrul ăsta îl vedeam și la patrimoniul cultural. Făceam o sumedenie de activități pentru a putea salva un monument istoric și aveai impresia la un moment dat că patine... După 2 ani, 3 ani, eu știam că la bază sunt activitățile mele, dar nu puteam nici într-un fel să, cum să zic, să mă bucur de rezultatele muncii mele. Sau cumva... să mă bat cu unul în piept că uite, asta a fost. Exact, exact acest lucru se întâmplă și în acest domeniu al prevenirii. Eu de multe ori stau și mă gândesc, atunci când sunt în fața copiilor și vorbesc, am o satisfacție mare că, să zic, din 200-300 de copii care sunt în fața mea, probabil că dacă am reușit să întorc din drum măcar un copil, doi, înseamnă că satisfacția mea este mult mai mare decât dacă aș fi fost pus în situația să rezolv un dosar penal, să, nu știu, să trimit un infractor în pușcărie pentru, mă rog, să fac propunerile de rigoare. Da. Ce vreau să vă întreb? Este greu să te duci în fața unor, într-o sală, în fața unor liceeni. Și ce să ne mai ascundem? Mulți dintre ei care au făcut cunoștință cu consumul. Deci? Nu are rost să ne ascundem, că se vorbește, se știe. Și să cunosc inclusiv pe ochi. Să cunosc așa. Să te duci acolo și să le vorbești despre consecințe, despre asta în condițiile în care... conform limbajului, așa, mulți dintre ei sunt aproape de stadiul de legumă. Na, nu chiar așa. Nu, mi-ar fi greu să spun mulți dintre ei. O parte. Pe câțiva. Partea cealaltă, pe partea cealaltă, știți, eu asta le spun copiilor întotdeauna. Interzicerea totală a drogurilor nu a contribuit niciodată la eradicarea consumului de droguri. M-a fost cu alcoolul în America, ține minte. Apropo de alcool în America, eu am să vă duc nu în America, am să vă duc în Uniunea Sovietică. Sau în Uniunea Sovietică, Gorbaciov, da. În vremea perestroicii, a făcut o mare reformă de democratizare a societății, printre altele, a interzis rușilor consumul de alcool. Se spune că s-a inspirat de la Burebista. Da, de acum înainte, gata, în magazinele noastre nu se mai consumă alcool. Vodka toată retrasă, vinurile și așa mai departe. Vă dați seama, puteai să interzici rusului să nu bea apă, da? La partea cu vodka. Acolo era o poveste. Ei, și gândiți-vă ce s-a întâmplat ca efect în Uniunea Sovietică. Următorul produs care a dispărut din magazine a fost apa de colonie. Odecolonul, celebrul odecolon. Da. La numai ea. După aceea au început spiritul. Să consume spiritul alcoolului medicinal. După aceea au început să destileze vopsele chimice. Auleu, asta n-am mai auzit-o. După aceea s-au luat cremă de ghete, ungeau pe pâine, rădeau crema respectivă după ce pătrundea bine în pâine și consumau pâinea respectivă. Adică, întotdeauna, individul care a intrat într-o anumită formă de dependență, el va căuta alternativa.
Și vedeți cum e. La noi, la un moment dat, s-au interzis, s-au enumerat o serie întreagă de droguri și s-a zis așa, astea sunt interzise, consumul lor, comercializarea și așa mai departe. Și ce a apărut ca urmare? Legalele. Care legale, de fapt, ce înseamnă? Nu înseamnă că sunt droguri permise de lege, ci pur și simplu nu au fost încă cuprinse în acea prevedere legală. Da? Bun, le-am extins și pe acelea. Acum, vă rog să mă iertați. Credeți că o să putem să eradicăm toată producția de ciuperci halucinogene? O să, nu știu, ce o să facem? O să băgăm erbicid în toate pădurile ca să scăpăm de ciupercile respective? Pentru că și ele, la un moment dat, creează acele declicuri și probleme pentru individ. Deci, ideea este că da, noi ca poliție, lucrăm în domeniul prevenirii, în domeniul combaterii. Numai că avem nevoie de o componentă alături care se dezvolte foarte mult, o latură care se cheamă educație. Pentru că vedeți cum e, nu știu, paradoxul este așa că noi avem învățământul nostru românesc, se află sub un minister care se cheamă al educației, iar componenta de educație este undeva într-un loc, undeva foarte în coada priorităților. Adică am accentuat foarte mult pe cunoștințele logico-matematice ale individului. Noi, uitați-vă, de exemplu, capacitatea pentru clasa 8-a. O ducem foarte mult în matematică și ceva limbă română. Dar ce am scos noi din programul de învățământ? Am scos citirea, orele de literatură. Astea au dispărut. Ori tocmai de aici, cumva, pot să încep, școala românească reușea să cultive un cetățean, un individ care cumva să poată să fie conștient de ceea ce face. Și de mediul în care trăiește. Da, acum eu am să zic că coeficientul de inteligență nu asigură întotdeauna șansa de reușit în viața unui individ. Pentru că am văzut de foarte multe ori indivizi foarte deștepți, cotați ca fiind foarte deștepți sau foarte buni într-un anumit domeniu, dar în viața lor socială, personală, sunt praf. Sau sunt indivizi pe care noi numim, de exemplu, ciudați. Măi, nu știu cum este ăsta deștept în domeniul respectiv, numai că atunci când vorbești cu el, în chestiuni foarte simple, este foarte ciudat. Ei, ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că cumva șchiopătează din perspectiva inteligenței emoționale. Ori noi tocmai zona asta de inteligență emoțională încă nu reușim să o integrăm în programul de școlarizare. Abia am văzut acum într-un manual de clasa 5-a la limba română că există ceva, o oră legat de inteligența emoțională, ceva, o lecție s-a predat și asta ține de un soi de cunoașterea sinelui, cunoașterea propriilor emoții, înțelegerea emoțiilor celuilalt, capacitatea individului de a putea percepe emoțiile și a înțelege cum anume să le relaționeze în raport cu celălalt. Și asta, de unde vine ideea, conceptul în sine de inteligență emoțională? Este dezvoltat mai mult undeva din 2010, și până în 2023 deja s-au implementat deja în programe de educație în școli. Principiul vine de la faptul că noi undeva 99,9% suntem identici din punct de vedere genetic. Prin urmare, emoția mea de furie va fi aceeași cu a dumneavoastră. Exprimarea ei e diferită. Inclusiv stările interioare. Da, asta ține de cultură, de educație, în funcție de vârstă, de maturitate și multe altele asemenea. Ei, atunci când eu voi înțelege că starea dumneavoastră de tristețe este aceeași cu a mea, se va naște empatia. Ne vom înțelege unul pe altul. După aceea, un lucru în domeniul ăsta, sau ca să zic accentuând tocmai spre direcția pe latura asta, individul va fi capabil să-și înțeleagă propriile lui limite, propriul lui nivel unde se află și în același timp propriul lui avantaje în raport cu ceilalți. Pentru că noi 100% nu suntem buni în toate domeniile. Noi cumva ne alegem, ne canalizăm cumva opțiunile în funcție, dacă vreți, de aturile noastre. Acum, eu le spun de multe ori la copii, zic, măi, fraților, dacă eu, așa cum sunt eu, aș vrea să mă transform într-un balerin. Dar nu mă uit la mine, că sunt un pic cam durduliu pentru treaba asta. Deși aș avea niște antecedente, ca să spun. Da. Bun. Zic, sunt un pic cam sur la cap,
Și oricât aș încerca eu într-o competiție cu altul mai tânăr, niciodată nu voi reuși să îl depășesc. Poate ăla vine de două ori la sală, eu vin de patru și nu reușesc nici într-un caz să îl depășesc. Dacă eu nu voi înțelege că, ok, îmi place baletul, atunci pentru mine poate deveni un hobby și să-l practic doar de plăcere, dacă nu voi înțelege asta și voi insista să merg pe zona de performanță, în mine se vor naște frustrări, voi încerca eventual să-l împiedic pe celălalt și în același timp se vor dezvolta neîncrederea în propria mea persoană. Ei, tocmai de aici, dacă vreți, și momentul sau începutul, alegerea ce ține de consumul de droguri. Întotdeauna este vorba despre, știți cum e, avem nevoie de o baghetă magică, avem nevoie la un moment dat de un elixir al tinereții, avem nevoie neapărat de ceva care să ne ridice cumva energetic, să ne ridice peste cineva în competiția asta a vieții. Și vrem cumva să fim într-un avantaj. De la, în orice domeniu, dacă vreți, și la învățat, și la sport, și în sport, uitați-vă că avem un dita mai fenomen al dopajului, care tot, dacă vreți, pe undeva, este în aceeași căutare. Ideea de competiție, de bani, etc. Da? Da. Și cafeaua pe care ne-o serviți dumneavoastră, da, este iarăși este un elixir care cumva să ne dea impresia că noi ne trezim mai bine. Dar uitați-vă, de exemplu, în zona tineretului nostru se consumă foarte mult și chiar mai mult decât drogurile și, dacă vreți, este cam la fel de periculoasă consumul pe scară largă a energizantelor. Și îi vedeam... Efectul este de multe ori apropiat de celălalt drog. Veneau la prezentări copii de clasa 11-a, da, veneau de a 6-a cu sticluța, borcănașul, da, sticluța de energizant în mână. Zic, păi, fraților, dacă voi la vârsta asta, atât de tineri, aveți nevoie de energizant, când o să ajungeți la vârsta mea, ce o să vă trebuiască? Voi nu vă puteți mobiliza cu propriile voastre resurse. Și atunci aici intervine partea aceea de opțiuni. Capacitatea noastră de a ne recunoaște anumite limite, de a putea pune anumite... Știți, noi am avut... cumva am dat la o parte sau cumva am neglijat și latura asta a moralei creștine. Am dat deoparte moralitatea asta creștină, dar n-am mai pus în loc cam nimica. Am pus ecologism, am pus noua strategie privind genurile, am pus... Da, știți cum e și... Am pus lucruri care aparent îți permit să faci chestiuni pe care creștinismul nu le încuraja, ba chiar le interzicea. Și atunci... ne-am trezit așa, ce, bă, acolo e bine, acolo e libertate, acolo nu mă poate controla nimeni. Deci este cu totul și cu totul o altă viziune asupra lumii, dar asta este o altă problemă. Spuneți-mi un pic, în practica de zi cu zi pe care o aveți, ați apucat să stați de vorbă cu copiii care au consumat droguri? Da, am avut asemenea situații. Bine, noi nu avem competența. Nu, dar automat când te duci, poți să vezi. Așa, pe mine mă interesează cum reacționează ei. Nu dăm exemple sau cum reacționează în momentul în care spune: "Da, domne, am consumat." Ce spun ei? Pentru că ei sunt la nivelul ăsta. Ei nu pot încă avea conștiința aceea de sine și a limitelor lor. Și atunci ei reacționează totdeauna o cauză. Ați spus, competiție, dorința de a impresiona. Și plictiseala. Și plictiseala. Plictiseala este enormă. Și mai ales plictiseala asta venită de la tot felul de gadgeturi umblat pe rețele de socializare. Plictiseala aceea venită din ura față de lectură. Copiii nu mai citesc în ziua de azi. Nu, adică, cum să zic, deja nu-și mai regăsesc un anumit interes. Îi vezi la un moment dat într-o stare din asta de moleșeală și atunci ei vor să iasă din starea aceea de plictiseală. Practic, plictiseala este nivelul emoțional de la care se începe consumul de droguri. Și îmi spuneți, ca să vă răspund totuși la întrebare, noi am avut asemenea situații și avem destule, ca să vă zic, la nivelul biroului avem în jur de vreo 40 de semnalări către structurile competente cu cazuri de consumatori de droguri, da, sau chiar dealeri
sau mă rog, date pe care le aveam noi despre asemenea persoane. Dar acum, ca să vă zic, și în domeniul ăsta nu avansăm noi mai mult. Am cu înțeles. Cercetările. Deci dumneavoastră sunteți practic cei care constată. Nu putem să ne substituim zonei de consiliere psihologică. Și este un lucru bun care se întâmplă acum în județul nostru, și anume că există tendința aceea de a acoperi toate unitățile școlare cu psiholog, consilier școlar. Ceea ce, iarăși, nu este rău și cumva dânsul preia parte din sarcina acelea a consilierii psihologice a elevilor în interiorul unității școlare. Dar, iarăși spun că lucrul ăsta noi cumva l-am făcut mult prea târziu. Și în momentul când noi observăm că deja lucrurile au scăpat de sub control, au luat-o la vale, parcă și rezultatele le vezi mult mai greu. Pe noi ne interesează, și eu tocmai asta voiam să punctez, să putem convinge copiii, elevii, să renunțe la ideea că ar putea vreodată încerca să, nu știu, un elixir de genul, un drog, sau ar încerca cumva să trișeze în competiția asta a vieții. Adică cumva să o iei cumva mai pe scurtătură. Indiferent pe ce domeniu și în ce zonă s-au canalizat ca interes. Da, știți, e greu pentru un copil care trăiește, cum a spus, mai mult în lumea asta gadgeturilor, internet, și care se uită din când în când și la televizor, tot mai rar și la televizor, și vede acolo, zice, nu știu, care ciclist, Armstrong, dacă nu mă înșel, sau cum îl chema, Lance, parcă, zice, domne, zice, a câștigat atâtea tururi, l-au prins cu consumul de droguri, dar este multimilionar, este cu tare, păi n-o meritat. Este greu, mai ales în condițiile în care nu mai există repere, nu mai există repere adevărate la care să te raportezi. Adică nu se raportează la un sportiv cinstit, te raportezi la ăla care are succes, are mașini, are casă, are gagici, are tot ce vrea el. Și ce dacă a pățit ceva? A putea rămas cu banii, o parte din ei. Ne apropiem tot așa, în câteva zile, cred că urmează zilele Creangă. Da. Și atunci ar fi păcat să nu-l citesc pe Creangă. Vă rog. Părinții mănâncă aguridii și copiilor le strepezesc dinții. Cumva ține de păcatele noastre. Cumva ține de felul în care generația noastră înțelege să-și educe copiii. Ține, într-adevăr, după cum ați spus dumneavoastră, că mi-ați ridicat mingea la fileu, de ceea ce credem noi că este valoare și merită promovat în spațiu public. Pentru că cea mai mare dorință a copiilor noștri, a oricărui copil, este să devină om mare. Orice copil pe care îl întrebi ce vrea să devină, el va spune că vrea să devină om mare. Și el se uită la oamenii din jurul lui. Oamenii mari din jurul lui, pentru că el nu are definiția omului mare. Și vede ce face mama, vede ce face tata. Noi, practic, acum, în momentul ăsta, am decăzut într-o cultură manelizată. Într-o cultură să am bani, să am valoare, adică noi, practic, am distrus conceptul de muncă, de meritocrație. Meritocrația aia, nu meritocrația politică, nu meritocrația aia găștilor. Nu, mă refer la meritocrația profesională. Exact. Pentru că acum deja în capul copilului se naște acea dilemă. De ce trebuie să învăț dacă se poate să ajungi ministru și fără să înveți foarte mult? Nu? Sau de ce trebuie să muncesc eu foarte mult pentru că, uite, altul din exemplul lui... Deci o familie ia 600 de milioane pe lună de la stat. Da. Și plus... Și plus... Fără nimic a pe acest fundal avem și o întreagă cultură din asta, o subcultură, dacă vreți, care cumva dezvoltă aceste credințe, aceste convingeri în mintea unui copil. Ei, și ca urmare, după câțiva ani buni de asemenea acțiune de culturalizare, noi ne trezim deja că ne vine foarte greu să mai discutăm cu proprii noștri copii.
ne vine foarte greu să-i convingem că drumul pe care l-au ales sau pe care merg nu este ăla corect. Atâta vreme cât și noi, ăștia maturi, alegem ceea ce alegem. Nici, de multe ori nu suntem nici noi convinși că drumul ăla e cel bun, chiar dacă știm în subconștient că e bun și îi spui, bă, lasă-vă, du-te-vă și înscrie-te și tu într-un partid acolo ca să primești o funcție la stat. Bun, asta da. Este ceea ce ține de zona aceea politicii. Dacă m-ați fi chemat ca lider sindical, discutam cumva dacă mai vreți, lejer. Dacă nu vreți, pot, că acum dacă știți cum sunt îmbrăcat în haina instituției. Aveți și o uniformă de sindicalist? Sau? Nu-i nevoie, iau șapcă dacă e cazul. Venim o dată. Deci, cum să vă spun, și asta cu sindicalismul e foarte interesant. Pentru că și în cadrul sindicatelor, că nu vorbim mai greu, nu mai avem de multe ori meritocrație. Știți la ce mă refer? Adică am sindicate întregi la nivel de țară, nu vorbesc acum de poliție, în care sunt lideri de sindicat care s-au culcat cu dracul. Au făcut pact cu diavolul. De ce? În folosul de multe ori propriu, eu nu pot să înțeleg un lider de sindicat membru al unui partid și deputat. Sau senator. Da. Sau chiar ministru. Gustav Le Bon, în Psihologia Mulțimilor, spunea că nivelul de inteligență a mulțimii nu este niciodată reflectat prin nivelul de inteligență a vârfurilor. Și nici a celor de jos, ci undeva la mijloc. Mijloc, da? Cam aia este, dacă vreți, și media unui profesor la clasă. Media unui profesor la clasă nu este cu olimpicul care a fost la un concurs și a făcut... Nu. Nota lui este media clasei. Ei, cam așa se întâmplă și la noi, dacă vreți, în orice sferă socială pe care ați spus și sindicate. Practic, nivelul de inteligență a grupului propulsează și membru care, liderul care poate să vorbească pe limba lor. Și acum fiecare după cum se regăsește, știți? Am înțeles. Haideți să revenim un pic la tema noastră. Cum se desfășoară concret activitatea polițienească în acest domeniu, la nivelul acesta al Biroului de Siguranță Școlară? Biroul de Siguranță Școlară. Vreau să vă zic că am început destul de în forță. Acum, să zic, aș putea estima că avem în jur de vreo peste 3.000 de elevi beneficiari a programelor antidrog desfășurate de birou de siguranță școlară. Iată, birou. De birou vă spun. Am căutat să vedem zonele problema și zonele vulnerabile. Și atunci ne-am canalizat direct către acele unități școlare și acele zone, ca prioritate. Dar asta nu înseamnă că nu continuăm. Acum, după emisiunea cu dumneavoastră, urmează să merg, nu azi, în următoarele zile, din nou la alte serii de prezentări. Și cum faceți? Prezentări cu elevi și profesori în săli? Mergeți la ore de dirigenție? Ce faceți? Nu, exact? Am insistat întotdeauna să vină și profesorii de la clasă, pentru că pe perioada cât copiii se află în clasă, eu nu sunt responsabil de programul elevilor. Da? Adică dacă unul spune că se simte eu vreau să plec, să plece, eu vreau să plec, plec. Eu nu pot nici să-i permit să iasă, nici să-i permit să... Aici este responsabilitatea profesorului. Și atunci am mers ca strategie să lucrez cu toată școala. Adică m-am dus, să spunem, la liceu, la Colegiul Național Petru Rareș, am desfășurat acolo activitatea, am vorbit cu domnul director. Eu vreau să pornesc cu toate clasele, de la clasa... A 9, a 10, a 11, a 12. Nu. Chiar am pornit de la clasa a 5. Am uitat că ei au și clasa a 5. Tot am făcut. Ura. Sau, am mers la Borca. Am cerut, bun, vin la dumneavoastră. Avem timpul să facem două prezentări. Vreau să lucrăm. Iau pe orizontală clasele a 9, clasele a 10. Următoarele, când vin la dumneavoastră, fac a 11, a 12. Dar ideea este să le luăm pe toate. Este greșit să mergem, de exemplu, să lucrăm cu o singură clasă și am bifat acolo un rezultat. Gata, am fost acolo, mi-am făcut activitate. Adică, dacă vrem neapărat, putem trișa în felul ăsta, dar practic ne furăm. Legat de ce spuneți, feedback ați avut?
Acum, deci, asta, iertați-mi apropo de rezultat, poate eventual ați primit o durerea voastră dacă e ceva, dar am fost întotdeauna interesat de feedback. Și odată am văzut feedback dinspre profesori că metoda pe care o practic, felul de prezentare pe care îl practic în fața elevilor este unul plăcut și care atrage. Am avut surprize foarte frumoase că elevii preferau să rămână după prezentare să stea de vorbă. Și să stea de vorbă cu mine, să mă întrebe, unii au vrut să fotografieze cu mine. Sau, adică îi văd interesați. Pentru că, acum de ce să zic, unii mi-au spus că, domnule, Matale, faci alt fel de prezentări. Dar le fac altfel, nu mi-a plăcut această idee și de asta am și mers pe altă variantă. Nu mi-a plăcut ideea aceea să-l așez pe copil în scaun și să-i citești codul penal. Să-i spui fapta cu tare, că dacă e drogă. Dacă vrei să nu ai niciun rezultat, asta faci. Nu a ajuns nimica, pentru că în copilul ăla țintuit în scaun, care nu are încă nicio vină, se naște zona aceea de opoziție. Păi stai un pic, dar ce mă iei așa pe mine la vorbă, că eu aș fi vinovat? Dar eu n-am ce vreau. Adică, practic, din aia 200-300 de copii pe care i-am în față, mie vine, eu nu pot să accept că între ei se află, nu știu, 10 potențiali infractori. Este foarte probabil să fie niciunul. Și atunci, cu ce drept? Sau din ce motiv să pot să-i concep, să pot să vin eu în fața lui cu un asemenea program? Eu mai degrabă vin și discut cu ei din perspectiva victimei. Că am făcut activități în ce ține de bullying, de antiviolență. Că am preluat și fac acum activitățile pe prevenire drog. Le mai fac și în paralel. Depinde, că am avut situații unități școlare. Întâi am mers pe zona de, am făcut prezentări pe bullying și după aceea am mers pe prezentări de droguri. Ideea este că suntem foarte puțini. Noi la nivelul biroului de siguranță școlară suntem doar 5 oameni. Dintre care unui șef și care este înglodat în birocrație și ședință peste ședință, că la noi chestiunea, știți cum e, ședințele chiar contează foarte mult, nu zic, au o mare utilitate, să-și vede. Secretariatul este făcut de altă persoană și noi suntem practic 3. Care rulă pe orașele și încă 2 pe județ. Cum pe rural. Pe rural. Pe rural. Și bun, mai face... Câte mai școli avem? Avem câteva școli în județul ăsta. Avem câteva școli și avem, numai eu dacă stau și mă gândesc câte probleme sunt în anumite zone și așa, n-ai cum cu 3 oameni efectiv pe teren și cu 2 la hârțoage. Da, acum iertată să-mi fie comparația, dar nu înțeleg cum a gândit statul român prioritate ca pentru protecția animalilor să avem 11 polițiști, iar pentru siguranță școlară să fim mulțumiți cu 6 pe schemă, nu toate ocupate. Și în afară de polițiștii aflați într-un județ, la protecția animalelor, să mai avem și la Consiliul Județean încă 8 specialiști. Păi să vă spun ceva, domnul Josanu. Și atunci, nu știu, domnul, dacă noi cumva prioritatea pentru noi sunt animalele, domnul Josanu, și copiii, domnul Josanu, asta avem. Important este să ai structuri la animale. Să ai structuri. Ca să poți raporta că ești o țară cu structuri. La Consiliul Județean este și un anunț. În această instituție se poate intra cu animale de companie. Adică, mă înțelegeți, să ai acolo un director, ai format un ADI pentru asociație intracomunitară, cum se cheamă, pentru animale. Dar pentru elevi, eu nu zic să formez ceva. Dar hai să vedem cu adevărat. Păi asta aș spune, măcar comparabil. Cât costă masa unui câine la adăpost? Cât costă masa unui elev prins în program guvernamental care nu se cheltuie și banii s-au dat înapoi de la județ acum, exact, cu ordonanța celebră, ci că ordonanța austerității. Mă rog, deci nu vreau să discut o asemenea mizerie. Și atunci stai și te întrebi, cum poți vorbi de prevenție? Cum poți vorbi să-i explici unui copil, băi, nu consuma, nu te du în baruri, când legislația privind barurile în apropierea școlilor nu se aplică și știți foarte bine lucrul acesta.
Eu am să vă zic altceva, dacă că tot da, am văzut, rog, avem la ceas și... A, avem... Nu, nu, eu primesc mesaje și de asta... Noi am făcut... Mă ghidează spectatorii, ce să la vorbim. La jumătatea lunii noiembrie, undeva pe 23 noiembrie, am organizat un plan de acțiune privind absenteismul în unitățile școlare pe raza municipiului Roman. Ați avut 200 și ceva de copii, dacă rețin eu. Undeva vreo 144 de copii, dar ca să vă zic așa, nu vă închipuiți cât colcăie copiii prin oraș în timpul programului școlar. Da. Deci, vă spun, noi am evitat să legitimăm copiii în perioada pauzilor. Am zis că este normal, copilul pleacă să de acasă, să-și cumpere ceva, ceva, adică da. nu aiurea. Dar molul, de exemplu, era plin de copii. Și atunci când întrebam pe copii, spuneau, dar noi suntem în perioada școală altfel. Noi, da, profesorul nu a venit la clasă. Săptămâna verde, dar nu a venit profesorul. Nu a venit profesorul la clasă. Păi, acum, noi am tras semnalul de alarmă către inspectoratul școlar, pentru că și partea asta de absenteism este o mare problemă. Nu este normal copilul să-l vezi prin oraș, umblând aiurea, indiferent de ce program este și din câte știu școala altfel, presupune ceva altmintrele, dar tot școală se cheamă. Nu umblat, eventual, pe la mol. Știți? Ei... Problema, iarăși, destul de mare este că legea asta a învățământului tot modificată și răs modificată stabilește de ceva vreme sancțiuni privind absenteismul, sancțiuni contravenționale. Știți cine este competent să aplice sancțiuni contravenționale în caz de absenteism? Cine? Poliția locală? Nu. Domnul primar. Care domnul primar la anul are alegeri. Ce frumos! Și dumneavoastră, cum credeți că... Că va pune el... și prin cine aplică el amenzile? Că asta e foarte interesant. Dânsul deleagă, desemnează anumiți funcționari din cadrul primăriei. Dar gândiți-vă că acei funcționari din cadrul primăriei trebuie să-i ridice electoratul în cap. Și atunci noi așteptăm la un moment dat să vedem eficiență. Asta e foarte tare. Deci... primarul unei localități poate să aplice sancțiuni contravenționale pentru absenteismul elevilor de la școală, probabil părinților. Părinților, evident. Da, părinților. Ce frumos! Și atunci închipuiți-vă dumneavoastră cum putem eradica fenomenul acesta, pentru că și pentru că lucrul ăsta afectează, sau mai bine zis, are pandant și în zona consumului de droguri, în zona vagabondajului, în zona aceea a comportamentului antisocial, dacă vreți. Copilul umblă de capul lui pe străzi. În loc să vină la școală și să participe la programul. Și teoretic el trebuia să fie la școală. Evident, păi sunt copii școlari. Și dacă, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire, dă o mașină peste el, nu știu, își rupe piciorul, așa, cine răspunde? Părintele spune că școala nu a fost supravegheată. Părintele spune că l-a trimis la școală. Eu i-am deschis ușa și știu că s-a dus la școală, iar profesorul spune la noi la școală n-a ajuns. Nu? Și atunci ne ducem zona de responsabilitate, unul care trebuia să urmărească și în primul rând părintele care trebuia să urmărească copilul, ajunge acolo și într-adevăr urmează cursurile școlare. Există responsabilitate și din partea profesorului care la un moment dat ar trebui să întrebe ce copilul ăsta de ce nu vine. Domnul Josanu, știți cum funcționează lucrurile în școli? Este o adevărată luptă să ai copii la școală, ca să-ți poți menține normele didactice. Pe de o parte, se școlarizează copiii, eu vorbesc și în mediul rural, dar nu numai în mediul rural, despre care tu știi că nu vor veni la școală. Știi că nu vor veni. Bine, învățământul este obligatoriu. Adică, știi, nu știi, el trebuie să fie școlarizat. Da. Ăla lipsește. La un moment dat sunt profesor și cunosc cazuri, vă rog să mă credeți. Și băi, eu i-am pus absențele. Și când s-a apropiat finalul de an, a venit la mine șeful și a zis, băi, ce facem? Avem 40 de din ăștia în toată școala. Îi lăsăm, renunțăm, că vezi că dacă facem treaba asta la tot nivelul, pierdem clase. Este finanțarea per elev. Nu este finanțarea ca să faci cât de cât o performanță minimă. Este o finanțare pe elev. Și atunci, de multe ori, nu se pun absențele. Se pun pe un caiet și la final ele nu se trec. Nu se trec. De ce? Pentru că e mai bine așa. Este
o conjurație a tăcerii în domeniul ăsta, încât câteodată stai și te întrebi cine pe cine minte și pentru ce. Pentru ce? Eu știu pentru ce. Dar pe termen lung este catastrofală această. Este o dovadă crasă de irresponsabilitate. Acum, ce am să vă zic, în ceea ce ne privește pe noi, chiar am desfășurat, am avut câteva lucrări, ca să le zic așa, pe ceea ce țin de absenteism. Odată că am avut două planuri de acțiune, aveam patru planuri de acțiune făcute și în Târgu Neamț, și în Roma, și în Piatra Neamț, urmează încă să mai facem, că ne ținem din asta, după aceea au mai făcut colegii de la Ordine Publică. Dar am avut și lucrări propriu-zise, unde am mers punctual în unități școlare și am constatat, am avut într-o comună 47 de copii declarați absent, cu absenteism ridicat. 47? Într-o comună? Într-o comună. În care sunt câteva sute, probabil. Undeva în orașul Roman, într-o școală cu copii proveniți din familii destul de dezorganizate, au avut absenteism undeva la vreo 22 de copii într-o unitate școlară. Și am cerut prin primării să desfășoare activități corespunzătoare pentru a vedea sau și să ne comunice și nouă ce au făcut vis-a-vis de acești copii. Și vreau să vă spun că după ce i-am tras noi de mânică, deja în acea comună, undeva au mai avut vreo 5 cazuri de copii cu absenteism, dar era vorba de fete care s-au măritat prea devreme, partea au plecat în străinătate cu părinții, dar oricum s-a redus mult rata. Prin urmare, dinspre primării, și noi asta facem inclusiv prin planurile de acțiune, identificăm copiii găsiți de noi prin oraș, comunicăm școlii, iar școala trebuie să comunice primării. Și primăria să ia măsuri cu părinții respectivi, ca acei copii să ajungă la școală. Am primit mai multe mesaje și acum chiar am fost atenționat. Înseamnă că vă provoc. Da, dar noi putem să vorbim fără niciun fel de problemă. Domnul Liviu Harbuz are păreri, de obicei, de multe ori, deranjează cu părerile lui, pentru că din când în când spune lucrurilor așa. La o masă, când toată lumea e de acord, înseamnă că doar unul gândește. Da, corect, așa este. Ei, și domnia sa spune că, domne, dacă când vorbim despre problema drogurilor, poliția este doar o piesă într-un sistem social foarte complex. Așa este, evident, că asta am spus și noi. Evident. Și asta mi-o aruncă mie, domnul Harbuz, nu aruncați în derizoriu o activitate pentru că nu sunt prioritizate alte activități vitale. Fiecare fenomen trebuie abordat separat și gestionat. Așa este, noi nu aruncăm în derizoriu. Noi am încercat o discuție spre deosebire de alții care nu discută lucrurile astea. Eu am provocat acest gen de emisiuni și de acțiuni. Știți foarte bine că am sunat și am zis pun la dispoziție și chiar m-aș bucura să vină cât mai mulți în genul ăsta de emisiune. Știți cum e raportat strict la situația drogurilor? Atunci când ai pierdut deja un individ, a intrat într-o dependență destul de accentuată, capacitatea lui de redresare, de revenire, este mult diminuată. Deci undeva, într-o evidență, dintr-o sută de persoane care consumă droguri, revenirea este undeva la 3%. Doar 3% reușesc să-și revină, să reabiliteze, dar nu se reabilitează complet. Ei rămân cu sechele urâte. Parte dintre ei dezvoltă în cea mai bună stare emoțională a lor, sunt într-o stare depresivă, cu tendințe inclusiv suicidale. De asta ce vreau să vă spun, că odată că reabilitarea lor este extraordinar de costisitoare și noi nu avem suficiente resurse pentru a putea ajuta oamenii să-și revină, este destul de păguboasă și prin urmare lucrul ăsta mai degrabă ne-ar direcționa în zona prevenirii. Să lucrăm mult mai mult pe partea de prevenire, pe partea de educație. Acum, eu nu insist, știți că moda noastră este așa, a apărut o problemă, gata, băgăm curs de, nu știu, un anumit curs în școală, raportat strict la problema care apare atunci, pe moment. Și după aia constatăm că problema respectivă
E un fel de... Acum sunteți, domnul Arbuz, mai spune ceva. Povestea cu primarul care nu aplică sancțiuni pentru că e campanie electorală este o speculație irresponsabilă. Mai un pic. Aici vreau eu să spun ceva. N-am nicio problemă. Greșeala e că s-a pronunțat campanie electorală în discurs spate. Problema este dacă are în atribuții primarul să pună, să delege oameni să aplice sancțiuni contravenționale, dacă are aceste atribuții, mie mi se pare absurd să aibă primarul asemenea atribuții, dar asta este altă problemă. Sunt curios și eu câte asemenea lucruri s-au făcut sau dacă este vreo persoană delegată în primărie să se ocupe cu așa ceva. Ar fi interesant o statistică. Și domnul Harbuz spune că ar prefera să audă care sunt atribuțiile stricte ale poliției. Să terminăm cu aruncatul vinei de la o instituție la alta. Nimeni nu cred că a aruncat cu vina undeva. Nu, nici în gând. Problema, eu asta v-am spus, că în situații de absenteism noi avem, asta este posibilitatea noastră, să identificăm copiii, îi semnalăm unității școlare care la rândul ei semnalează primarului probabil, care este, are atribuțiile de sancționare contravenție, că noi nu le avem. Iar în situația părintelui care refuză să-și ducă copilul la școală, avem infracțiuni în codul penal. Și am avut deja cercetări penale în sensul ăsta, în județul Neamț, dar, ca să zic așa, atunci când părintele se desistează, se cercetarea penală încetează, urmărirea penală. Da. E un subiect ăsta. Adică și... ce ține de noi și ce ține de competențele noastre, cu siguranță le facem și nicio problemă. Am fost întotdeauna deschiși la sesizări, la... orice date au venit dinspre întrebare. Ce faceți, se referă probabil ca inspectorat în general, cu fenomenul de bullying din școli și cu cei care aduc droguri în licee? Inspectoratul școlar ce activități face în acest sens cu poliția? Și aici vreau eu să vă spun ceva înainte, vă las să vă pregătiți răspunsul. Apropo de cei care aduc droguri în licee, eu am mai spus în această emisiune că sunt cazuri de licee în care au venit la mine părinți, dar chiar și profesori, care au spus, da, aici s-a duc, dar ce să facem noi? Că am anunțat. Nu, am anunțat conducerea școlii. Și mai departe, nu știu. Da, știți, acum... Problema, eu am spus la un moment dat când interzicerea totală a drogurilor nu duce și la eradicarea consumului. Iar în zona dealerilor, mai ales în zona asta a drogurilor, au o capacitate extraordinară de a se substitui unii pe alții. Dacă eventual ai eliminat o piesă de pe tabla, imediat a venit alta, pentru că e o zonă destul de profitabilă. Foarte profitabilă. E foarte profitabilă și atunci... Există posibilitatea aceea de imediat de înlocuire. Prin urmare, se lucrează în direcția asta. Noi discutam de zona de prevenire, de posibilitatea aceea de a educa elevii să se abțină de la ideea de a consuma droguri. Și acolo este cea mai sănătoasă formă de luptă cu sau împotriva drogurilor. Da. Asta face. Apropo de bullying și, da, și colaborarea cu inspectoratul legat școlar. Legat de bullying, păi să știți că noi avem anual, bine, sunt planuri la nivel național, dar indiferent de planuri, că ele tot apar în fiecare an, noi desfășurăm activități de bullying. Eu am să vă zic așa, la începutul anului trecut, am avut în jur de 60 de dosare penale la nivelul structurii noastre pe lovire, amenințări. 60? Da, 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 în jur de 60. Iar acum, după un an de lucru pe care l-am dus, noi acum, în momentul ăsta, avem în jur de 40 dosare per total. Da? Ca să o iau așa, îmi este foarte greu să vă zic exact în cifre câte anume sunt pe bullying. Nu toate sunt, evident, dar vreau să vă spun că deja se remarcă o scădere. Mi-ar face plăcere să cred că și datorită muncii noastre am contribuit cumva la
scăderea faptelor de agresiune, de violență, că aici este problema cea mai aici mare. Aici cred că mai trebuie ceva. Vreau să vă zic că nu, desfășurăm activități de prevenire pe violență, pe bullying. Suntem prezenți în unitățile școlare. Nu știu dacă există școală la țară în care să nu se fi desfășurat o asemenea activitate de Biroul Siguranță Școlară. Și sunt sigur că și la oraș, la oraș în zona urbană, nu avem asemenea unități școlare. Atâta ce vreau să vă zic că eu de un an lucrez în cadrul structurii și eu personal nu am fost în toate. Au fost colegii mei în normal. Anii anteriori și asta pot să le văd, de exemplu, pe evidențele pe care le avem noi. Am constituit mapă pentru fiecare unitate școlară și acolo avem inclusiv activitățile care se fac. Deci se face, se lucrează. Încercăm și noi, structura este relativ nou creată. Și încercăm cumva să recuperăm cât se poate de mult din timpii pierduți. Bun, dacă ar fi să încercăm o concluzie, ar fi cam așa, nu? Oameni puțini în poliție pe această problemă, adică cu 3 oameni la structura la care lucrați, e greu. Oameni puțini pe... 5 oameni sunt la Biroul Siguranță Școlară. Oameni puțini în zona aceea care ține de combatere. Și antidrog niciunul. Și în schimb, avem niște realități pe care nu le putem ocoli atât de ușor. Realitățile astea țin de, nu știu, lege, mă rog, e greu. Nu poți să faci școală fără să ai și anumite reguli. Acele reguli ar trebui respectate de la început. Adică, dacă spune în lege că în jurul școlii nu poți să ai o crâjmă la mai puțin de nu știu câți metri, sau păcănele, nu știu, ce or mai fi, la o anumită distanță... Ele sunt permise, dar nu se permite comercializarea către minori. Apropo, ați fost la acțiuni și ați găsit minori serviți în... baruri, da? Da, personal am sancționat 2 agenți economici. I-a sancționat. Faptul că au vândut băuturi alcoolice minorilor sau că au permis să se fumeze în interiorul acelei unități. După, credeți că acolo s-a oprit acest lucru? După părerea noastră? Cât poate să fie o sancțiune din asta? Eu nu-mi dau seama. 1.000, 2.000, 3.000 de lei, cât poate să plătească? Da, ideea este că știți cum e? Noi aplicăm sancțiunile astea, da. Dar nu suntem noi cumva responsabili de eficiența legii. Pentru că partea de eficiența legii trebuie să o gândească legiuitorul. Asta încercam eu să spun. Dacă ne uităm în legislația franceză, și numai legislația franceză, sancțiunile sunt foarte mari. Și nu numai că sunt foarte mari, dar sunt în același timp dublate sau secundate, dacă vreți, și de amendă. O amendă penală. De ce spun, de ce fac trimitere în zona aceea? Pentru că în felul ăsta legea cumva descurajează. Adică nu este vorba că noi cam cumva, ăsta este conceptul. Doamne, dar ce facem? Îl jupuim pe om și îl terminăm și nu știu ce. Da, dar omul nu este descurajat. Întotdeauna se întreabă, dar ce pățesc eu dacă se întâmplă aia? Ce se întâmplă dacă fac eu fapta acutare? E, nu-i mare lucru, iei 2-3 puncte acolo, amendă, ca să spunem la circulație. E, pentru 2-3 puncte cât mai am? 15. Merge înainte, nu e nicio problemă. Las, că dacă mă prinde, înțelegeți? Și atunci lucrurile nu au eficiența corespunzătoare. Plus că avem și sistemul ăsta a sancțiunilor cu suspendare, care efectiv au volatilizat tot ceea ce înseamnă regimul de sancționare penală. Deci, România. Practic, te duci prima dată când dai cu suspendare. Da, și atunci lucrurile astea nu pot fi cumva imputate poliției ca instituție, că știți cum e, legea nu se vede neapărat întotdeauna eficient în teren. Lucrurile astea cumva se duc în altă parte. Și lucrurile astea trebuie să le vedem cumva dinspre legislativ.
ce vrea cumva factorul politic, factorul de guvernare, asta avem. Da. Nu știu, acum îmi pare rău că nu am eu o imagine în cifre, urăsc să dau cifre în emisiuni, dar sunt anumite momente în care cifrele ilustrează niște lucruri. Să ne dăm seama că toate sunt legate. Vorbești despre consumul de droguri, dar totul pleacă din educația din familie, după aceea educația de la grădiniță, școala primară. Dacă copilul în școala primară vede că, mă rog, se pun calificative la toată lumea la fel. Când toată lumea trebuie să ia diplomă. Când toată lumea trebuie să ia diplomă sau premiu. Când copilul, când părinții văd că dacă se face așa, înseamnă că așa trebuie mers până la capăt. Toate lucrurile astea creează o stare propice pentru apariția de probleme. Uitați-vă câtă ipocrizie cumva, că cred că ăsta este termenul, cât de puriști am devenit noi în sub aspectul corectitudinii politice. L-am scos pe Creangă cu capra cu trăiesc pentru că este prea sadică povestea respectivă. Corect. Și haideți să intrăm la televizor și ne uităm la programele de desene animate. Ce servesc copiii? Câți monștri? Uitați-vă, nu știu dacă, adică sunt puține școli în județul nostru care nu sărbătoresc Halloween-ul. Cu tot felul de monștri, cu tot felul de cultura tenebrilor și a nebunilor. Și atunci să ne gândim la jocurile pe calculator. Până la urmă ce am făcut? Nu cumva am aruncat apa din copaie împreună cu copilul? Eu cred că am aruncat copilul înainte de a-l băga în copaie cu apă. Păi aici este problema. Undeva cred că avem nevoie de un duș rece din ăsta așa, să ne trezim. Dacă nu cumva, nici nu știu, stăteam și mă gândeam la un moment dat, atât de mult am reformat încât am stricat totul. Dacă nu cumva ar fi nevoie, la un moment dat, să ne întoarcem înapoi la ceea ce a fost imediat în anii 90, așa cum a fost construit și de acolo poate eventual să mai încercăm să refacem ceva. Pentru că deja parcă s-a făcut tot așa ca un soi de burete și nu mai găsești o legătură, nu mai găsești un filon, nu mai găsești o logică. Adică fiecare cumva a adăugat după cum i-a crezut, i-a părut de cuvință, doar ca să bifeze acolo că a făcut ceva și în principiu a stricat mai mult. Ne oprim aici. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Cred că este cel mai bun final care a putut fi. Eu nu pot să spun decât atât. Este ipocrizie pe fiecare nivel în societatea românească și fiecare încearcă să ascundă rahatul din curtea proprie. Eu revin la ce am spus zilele trecute, săptămâna trecută, cu testul PISA. Niște idioți, că nu pot să-i numesc altfel, inconștienți, acceptă ca acest test PISA să se dea pe o selecție a elevilor făcută după niște criterii extrem de ciudate. Nu se dă testul ăsta, să spunem, la toți elevii odată. Hai să ne lămurim cum stăm la testul PISA, ci elevii sunt aleși. Și am mai spus-o și o să o repet de câte ori pot. În Neamț, anul trecut, au fost aleși 7 elevi, sper să nu mai greșesc cifrele, de la liceul Ion Ionescu de la Brad, unde acolo se chinuie oamenii ăia să îi aducă la un nivel cât de cât. 40 și ceva de elevi de la Colegiul Tehnic Ion Creangă din Târgu Neamț, în special din clasele foarte slabe. Profesionale. Da? Și așa, pentru asezonare, 4 elevi de la Colegiul Național Ștefan cel Mare din Târgu Neamț și nu mai știu cât, 6-7 de la o școală generală, gimnazială din Roman. Mai mult decât atât, coordonatorul național al acestui program a spus că noutatea pe anul trecut este că aceste teste PISA au fost date și de elevi care nu frecventau cursurile și care au fost aduși să dea aceste teste. Păi, e ca și cum ai avea rezultatul dinainte. Cui folosește lucrul ăsta? Chiar cui folosește? Ne oprim aici. Cele bune, sănătate, numai bine. Toate cele bune.